Dată că ați fost alături de noi, sper să rămâneți alături de noi. Următoarea dată când ne vom vedea într-o formulă tot așa de lărgită, probabil va fi la lansarea partidului pe care îl va naște această mișcare. Rețineți în ce credem și cu ce steaguri defilăm. Credință, familie, națiune, libertate. Victorie! O să invităm pe colega noastră din diaspora, Cristina Butura, pentru un cuvânt de final, pentru că am fost alături de ei în piață. O să rugăm și celelalte entități prezente să rămână la final alături de noi pentru o ședință de lucru și o să vă rog pe fiecare dintre voi, pentru că ați primit din partea noastră un SMS, să vă faceți contul și parola. De săptămâna viitoare așa funcționăm. Începem, primul pas este să avem 1000 de membri cotizanți pe lângă cei din sală. Am organizat acest eveniment prin contribuția voastră, numai cașcavalul din cursă este gratis. De asta am preferat ca fiecare dintre noi să plătească prima contribuție lunară de 50 de lei pentru a putea organiza și a nu depinde de nimeni. Ne bazăm pe fiecare dintre voi, pe cei de acasă îi așteptăm să se înscrie și după aceea urmează ceea ce veți găsi în aplicație, propunerile voastre pentru alegerile locale, urmează secțiile de votare pentru diaspora și urmează să câștigăm fiecare alegere de acum înainte, fie că se desfășoară în România, în Republica Moldova, în Italia, Spania sau Anglia și oriunde avem comunități importante de români. Asta e viziunea pe care trebuie să o oferim. Din dezavantaj să folosim ca un avantaj faptul că jumate din națiunea noastră trăiește peste granițe. Și vă invit pe fiecare dintre voi, oriunde locuiți. Cristina?